Viața asta, cu ce ai făcut și mă refer la fapte, nu că ai futut, că ai da muie, că de asta Și tu niciun ce vrei, mă, bărbat acum, dacă adevărat. mi-ai pus mie de câteva ori câte 2000, tu te-ai gândit că rămâi amărât și poate îți dau din banii înapoi ceva? Auzi, să vă Bă, zic ceva, adesea, băi, Nichi, bă, Nichi, noi Nichi. vorbim tu iar cu glumele tale deplasate, m-am avut pretenții de la tine. Am înțeles că te-ai dus în America să treci peste despărțirea de Madalina, peste Bă, nu toate vorbi, cele, nu dar vorbi, las... că te scot afară, că eu nu sunt certat cu Stați o Madalina, secundă, nici Nichi, lasă-l veri, lasă-l o secundă. eu sunt cu Eu vreau să fata, zic n-am eu ceva. treabă. Auzi, Păi tot te băi, faci cam Nichi... un canzel ce spui prostii, mă, Nichi, mă, l-am dat ești chiar prost. Nichi, lasă-l Vere o secundă. Bă, Vere, eu știi de ce l-am luat în bâză? Eu nu l-am luat în bâză pe Dani Mocanu, că nu-mi place muzica lui. Eu mă piș în linia lui melodică în secunda 2. L-am luat în bâză că să moară familia mea, dar nu vorbea prost de fata aia. Și el cu o săptămână înainte a ieșit, și vezi, doamne, a ținut el un live discurs. Doamne, am fost și eu înjurat de copii, de familie, e urât. Păi și ce faci, mă, tu a doua zi? Ieși și o înjustiți pe micuța aia? Unul la mână și ca să știți de ce am intrat și eu în bâză cu Dani Mocanu, el avea ceva cu mine de când eu susțineam pe Alin pe TikTok și zicea că el mă considera fratele lui și la un moment dat zicea el că el e prea scump pentru reclama mea. Păi alo, domnul Mocanu, vezi că ți-am plătit câteva zeci de mii bune ca să-mi faci muzică. Deci tu ai cântat pentru mine, tu mi-ai prestat mie și muzicile pe YouTube, dar eu ție niciodată. Altfel nu Bravo. avem nimic cu el. Bravo, asta nu înțelege mulți oameni.